Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de pe Metin 2ro. Suntem pe server Poly și astăzi vreau să vă spun câteva lucruri despre evoluțiile pe care le-am făcut de data trecută. E bine, dragi prieteni, după cum vedeți, deja suntem echipat mai altfel. Avem și noi o armură plus 9 pe noi. Asta datorită lui Grumăzelu, a.k.a. Mr. Fox, care ne-a ajutat cu următoarele iteme pentru a evolua mai frumos. Avem un blindaj de level 9 plus 9, avem un scut plus 9 cu 6 putere pe el care ne ajută destul de mult și cu 4 experiență. Avem și o brățară plus 3 de cupru, o pereche de cercei de cupru plus 9, blindajul plus 9 la fel, care aș vrea să le bonusez aceste două iteme. Mai avem și un colier de lemn cu PV 1000 plus 5. O pereche de papuci de aur plus 6 pe care ăștia i-am făcut eu. Mai avem un coif plus 2 care ne l-a dat la o misiune ceva. De altfel avem și un tigru regal cu 30 experiență. Apropo de aceste monturi, să știți că am găsit pe jos inclusiv cutii și inclusiv sigilii pur și simplu aruncate. Deci oamenii aici chiar aruncă chestii de genul. De bine venite pentru noi cei care suntem la început. Tot de la Mr. Fox am și acea scâlță Poyanchen plus 9. E foarte bună pe viteza de atac, această suliță, și cu mobi plus 4. Avem pe ea acolo 10 animale, 20 deavol, 5 încetinire, 6 esoterici, 3 blocare, 2 otrăvire și 2 rezistență otravă. Tot de la Mr. Fox ne-a dat și acest FMS cu pagoa medie 21, 8 dexteritate, 6 ESO, 4 vampiri, pietrat plus 4, mob și fatală. Încă o dată mulțumesc din suflet lui Mr. Fox, inclusiv pentru acei 100 de caca pe care mi-a oferit. Așadar, hai să vă mai arăt ce am mai făcut eu pe aici. Am făcut și eu o pereche de cercei de cupru, i-am făcut plus 7. Am făcut și un scut plus 7, acestea aș vrea să le dau la plus în continuare. Mai avem o platoșă de călugăr plus 6 cu PV 500, care la fel aș vrea să le dau la plus și în cazul că iese ceva o să vă anunț și o să vă țin la curent pe parcursul seriei pe care o să o dezvoltăm. Am făcut și level 26, nu mai aveam ce să fac în map 1, deja misiunile pentru vânătoare le avem pentru map 2. Va trebui să omorâm 60 de soldați de atac negru. Și dacă tot am ajuns și la levelul ăsta, am decis să vin în map 2 și să merg să bat în temnița maimuțelor, cel puțin până la level 30 să fac în temnița maimuțelor, de unde țintesc să iau și niște medalii pentru a putea începe și misiunea pentru cal. Totodată am terminat și misiunile la biolog pentru map 1. Cred că următoarea misiune la biolog va fi cu siguranță cea cu dinții de orc. Vreau să ajung la level 30 pentru a putea beneficia de mai multe facilități pentru level 30. În continuare voi farma de acum aici în map 2 pentru metinele din map 2. Am bătut câteva metene, mi-a căzut și o carte, o accelerare și am luat și prima aură aici în map 2. Am găsit tot pe jos piatra spiritului, aceste SS-uri, am văzut că oamenii le aruncă pur și simplu. Băi, vin binevenite, 15 SS-uri, foarte binevenite pentru mine. Totodată am pus și un shop, aș vrea să vă arăt shop-ul, dar mi-e de ecranul deja negru. Dacă o să ajung prin bazar pe durata clipului, o să vă arăt și ce am pe shop. În mare parte cărți și iteme de upgrade din map 1. Așadar, dragi prieteni, o să revin cu level 30 după expediția în temnița maimuțelor, să vedem ce facem acolo și care este vibe-ul în temnița maimuțelor. Let's go! Era cât pe ce să uit să vă deschid cufărul ucenic de la nivelul 20, pentru că nu l-am deschis, l-am păstrat să-l deschid aici pe clip pentru voi. Hai să dăm și click aici să vedem ce ne-a dat. Deci ne-a dat așa 5 licori ale vitezei, 15% atac, ne-a dat un elixir albastru, ticket turism, o mască emoției, 20 de manti și un biscuit. Este durata de viață a însoțitorului tău, cu 7 zile. Nice, probabil că o să-i dăm ceva flori din astea să mănânce, nu știu. Da, cam asta a fost din cufărul de ucenic de la level 20. O să deschidem și pe cel de level 30 după ce le facem o vizită la doamnele maimuțe în temniță. Am bătut la maimuțe până am făcut level 27, deci am făcut practic aproape un level
în temnița maimuțelor. Dar ia ghiciți voi cam câte medalii credeți că mi-au căzut. Ei bine, 3 medalii, fraților. Atât am putut să iau în, cred că jumătate de oră, 45 de minute cât am bătut la maimuțe, cât am făcut un level. Pot să zic că sunt mulțumit de 3 medalii cât am dropat, pentru că nu am mănușă, am bătut Kel, pur și simplu cam atât ne-a căzut. Deci 3 medalii. M-am hotărât să ies un pic din temniță și să încerc să mai bat niște metine, să mai lucrăm un pic și la misiunea pentru vânătoare și în același fel să vedem ce drop avem și cum batem metinile în map 2. O să căutăm un metin să vedem dacă găsim ceva pe aici. Ia uite că găsim și primul metin. Un metin de 30, 300, 305, cam atât dăm pe lovitură. La itemele ce le avem, eu zic că e ok, merge binișor. Dacă rezistăm să spargem piatra, e ok. Înseamnă că putem să ne facem treaba, putem să farmăm și cu siguranță vom putea să facem bani ca să ne mai echipăm un pic caracterul, ceva iteme mai bune. Cred că mi-ar trebui o brățară neapărat și o pereche de păpuci, eventual să-i bonusăm. O cască, căștile am văzut că sunt foarte scumpe pe server. Nu știu care e faza cu căștile, dacă știți voi ceva mai multe, vă rog să lăsați acolo în comentarii. Și de altfel, dacă tot vorbim de prețuri și așa, nu știu cât este o pereche de cercei din ăștia plus 9, cam cât sunt pe piață, habar n-am încă de prețuri așa bine. Astăzi am studiat și eu un pic piața în timp ce mi-am pus shop-ul, să văd așa mare cam ce fel de prețuri sunt și cât să pun și eu itemele de upgrade. N-am găsit la toate, am pus și așa estimativ, acum nu știu dacă a fost ok sau nu prețurile, să sperăm că a fost de bine, putem să vindem ceva. Am luat o piatră plus 3, o carte abilității, ia să vedem cine a dat, accelerare. Mă, eu o să știți că o să mai vând cărțile astea până mai farmez. Nu știu dacă se cumpără chiar atât de bine sau nu, dar undeva, cum e și accelerarea asta, cred că la un 250 cap, cred că merge. O să mai revin după ce mai fac câteva metine și eventual ceva, dacă mai apare ceva pe parcurs. Și momentul adevărului, dragi prieteni, am găsit un metin de 35. O să încerc să-l bat, să vedem dacă rezistăm să batem și acest metin. Dacă putem bate și metinul de 35, înseamnă că locul nostru aici pe map 2 va fi ok. Asta am putea să facem farm pe întreaga mapă. Între timp am bătut și un bow, mi-a dat acolo niște papuci ornați cu aur. Mai am o pereche plus 6, o să încerc să-i fac și ăștia, să vedem cât de mult pot să, cât o să-i pot urca. În același timp am bătut de două ori capitanul bestie, dar nu mi-a dat drop. N-am avut niciun drop la el, mi-a dat doar licori. Probabil că are drop-ul mai scăzut sau probabil eu încă nu-s level destul de bun pentru a avea drop la el, habar nu am. Așa că în continuare încerc să farmez la pietre. Cărți m-am hotărât să nu mai iau decât chiar cele care se vând pe piață și care sunt de buget mai mare, așa să zic. Nu mai pot aduna chiar toate pentru că nu o să am spațiu atât de mult. Am doar două inventare care sunt aproape pline, din ce în ce se umplu tot mai mult. Și aici dacă nu o tăiem de la piatră, să omorâm un pic arcașii, s-ar putea să ne luăm mare dead. Nu prea am săgeți pe mine și arcașii ăștia dau destul de bine. Dar dacă îi facem așa cât de cât, nu este chiar o mare problemă. Adică putem să batem lejer pietrele, zic eu. Chiar dacă mai coborâm din când în când. Asta până la level 30, după ce o să pun FMS-ul, probabil că o să dăm mai bine în piatră și să facem metinul mult mai rapid. Aș mai avea 3 levele de făcut. Nu mă grăbesc cu levelul, deci nu vreau să cresc foarte rapid, aș vrea să urc odată cu abilitățile, odată cu misiunile și în timpul ăsta să facem și bani. La level 30, având mai multe posibilități, cred că vom sta mai mult pe levelul ăsta până vom face destul de mult capital cât să putem să ne luăm niște iteme mai bune. Și în felul ăsta, dacă cunoașteți sau dacă știți o breaslă care să recruteze, o breaslă unde aș putea să intru și eu să donez, uite, am un cufăr aici de comori de ăsta cu plus, aș dona și eu experiență pentru că încă nu am un inel anti-experiență, pentru că am văzut că există acum așa ceva. Uite, ne-a căzut o teamă, din câte am văzut teama să vinde undeva la 3KK. Ia să luăm și itemele astea, doar să ne uităm la ele dacă au ceva bun pe ele, n-are nimic, nici ăsta le aruncăm. Pietrele, după cum ați văzut, le-am adunat pe aici, am văzut că pietrele se vând foarte bine.
O să adun în continuare toate pietrele. E problemă mare cu inventarul. Din câte am văzut, sunt foarte multe chestii acum în joc, dar inventarul încă în continuare este limitat, adică tot la două. Încă n-am chei din alea ca să-mi deschid inventarul. Iau-te că avem și un capitan aici. O să-l bat doar așa ca să vedeți și voi cam cum îl bat și în același timp să vedeți că nici nu am drop la el. Să încerc să-l bag aici la apă și să-l moi un pic pe capitan aici. Capitanul Cârlig, mi-aduc aminte câtă bătaie am mâncat eu de la acest capitan înainte de dea damage spurcat de tot și nici nu aveam iteme atât de bune pe caractere. Dintr-un skill 2 te punea jos. Acum îl bat aparent lejer, deci nu-mi dă damage masiv, dar sunt curios să vedem dacă poate de data asta e cu noroc. Dacă tot filmăm, poate e cu noroc și o să ne dea ceva bun. Din nou același lucru, deci nu ne-a dat nimic decât licoare și de restul chiftele. Avem 4% și deja facem level 28. Tot mai aproape suntem de level 30. De-abia apuc să ajungem la level 30 ca să putem folosi acest FMS-ul, să vedem care-i vibe-ul cu el și cât de bine o să batem la pietre cu FMS-ul. Am mai bătut ceva pe aici, nu știu, sufletul lupului indigo, dacă este cartea destul de scumpă cât să o păstrăm. Mi-a mai căzut încă o teamă, un dinții lupului, nu știu nici astea, nu sunt temă deloc cu cărțile astea de Lican, dacă sunt sau nu sunt scumpe. Mai văd aici că mi-a mai căzut și niște iteme de upgrade, asta din câte am văzut chiar să vând, să caută, așa că o să fac în continuare, o să le adun aici. Am mai făcut un pic de loc în inventar, am încercat să așez un pic pietrele astea pentru că o să le păstrez. Cam greu cu spațiu, încerc să mă restrâng cum pot acolo și să-mi fac cât mai mult spațiu. Cred că vei mai crea un caracter și o să mai mut pe el acolo din chestii, mi-e umplut și de... Am și depozitul plin, dacă vă aduceți aminte din primul episod, de licorile red, pe cum le vedeți aici în inventar, stau bine pe licor, dar am din ce în ce mai puțin spațiu. Ia să vedem. Da, am făcut și level. M-am luat și o piatră aici, să vedem ce carte ne-a dat. Lovitura focului, nu-i de treabă. O abandonăm și îi dăm să meargă. În continuare vom căuta pietre și o să farmăm intens în drumul spre level 30. Și suntem aproape la level 29, deja avem 99,53 experiență, o să facem acolo piatra asta level 29, mai aproape de level 30 și deja am pus FMS-ul în primul inventar, pentru că în curând îl vom echipa și o să vedem cum va funcționa treaba cu FMS-ul. Eu sper ca cu FMS-ul să dau mai mult decât cu sabia asta ucenic. Sper să avem un damage mai mare în pietre. Am prins și ceva eveniment. Este un eveniment cu blessuri acum la ora asta. Nu mi-a căzut nimic până acum, niciun bless. Sau pergamente binecuvântate, pentru că s-ar putea să nu mai știe nimeni ce înseamnă un bless sau ce e la bless. N-am luat nimic până acum și aparent evenimentul este până la ora 9, la ora 21, este 18:29 de minute, deci bate ceva vreme și nu am prins nimic. Nu mi-a căzut niciun pergament, dar sper să ne cadă și nouă ceva până vom face și noi level 30. Suntem aproape level 30, dragi prieteni, și în felul ăsta a început să ne cadă și nouă primul pergament binecuvântat. Ia uite, și am făcut și level. Deja de acum putem să punem FMS-ul. O să și mă opresc din bătut, dau arcașii ăștia jos și vreau să schimb, să văd de la 300 cât dădeam pe hit, să vedem cât o să dăm cu FMS-ul. Ei, și dăm 400 și ceva cu FMS-ul, deci e altceva, se simte că e altă armă. Și în felul ăsta cu siguranță timpul nostru se va reduce un pic la fiecare piatră și vom face mult mai rapid pietrele Metin. Avem și o misiune aici, sau nu știu ce ne-a dat. Misiune evenimente, ritualul sângelui. Nu știu ce e cu acest ritual, habar n-am. Va trebui să mă informez despre treaba asta. Piatra monștrilor și ne-a dat o lovitură întunecată. Nu ne trebuie, la revedere. Așadar, am ajuns la level 30. După cum vedeți, am și făcut rost de breaslă. M-a trecut un player pe aici prin mapă și l-am văzut cu breaslă. L-am întrebat dacă are un loc și pentru mine. Întâmplător, omul mi-a putut da invite. Am intrat în breasla lui. Și așa, aici voi putea să donez și eu experiența, pentru că vreau, v-am spus, să stau mai mult la level 30.
pentru a mă ridica un pic financiar și în felul ăsta să pot să evoluez mai departe. Va trebui să ne luăm iteme și va trebui să adunăm cât mai mulți bani, pentru că din câte am văzut itemele de level mai mărișor un pic sunt destul de scumpicele. În felul ăsta va trebui să am și posibilitatea de a face niște bani, iar la 30, la level 30 aici cred că voi putea să dau și eu să fac ceva bani și să încep să văd pentru început ce merge mai bine pe piață și ce se cumpără pentru nivelul meu, ca să știu și eu de ce să mă apuc. Dacă vreți, puteți să lăsați și voi în secțiunea de comentarii pe ce m-ați îndrumat să mă apuc și să fac de acum de la level 30 partea de farm pe care ar trebui să mă axez mai mult și din ce să scoate și mai mulți bani. Sunt la început și prețurile nu prea știu, mi-ar prinde bine o informație de la voi. Și mare parte, dragi prieteni, cam ăsta a fost și episodul numărul 2 din seria de Metin 2. Vă reamintesc, suntem pe serverul Poly și aici vom continua să facem această serie. Mulțumesc încă o dată lui Mr. Fox pentru suportul pe care ne l-a acordat aici cu aceste iteme. După cum i-am promis și lui, o să continui seria. Totodată vreau să vă mulțumesc și vouă, celor care ați urmărit primul episod din seria Metin 2. Ați fost foarte mulți acolo cu prezența voastră, mi-a plăcut ideea asta și cu siguranță voi continua seria de Metin. Eu am fost Cristi Gamerzone, până data viitoare, vă salut, ciao les!